Bine ați venit în paradisul dulciurilor! Cu toții știm că doamnele sunt mari iubitoare de flori și orice cadou le înseninează ziua. Dacă au parte și de surprize dulci și mai ales delicioase, atunci încântarea este fără margini. Și pentru că mâine este zi de mare sărbătoare pentru toți Constantinii și toate Elenele, ciocolata e la mare căutare. Ciocolata cu Elena este foarte căutată în aceste zile. De ce să mințim? Puțin dulce nu strică nimănui. Într-adevăr, așa este și chiar dacă doamnele și domnițele vor să arate întotdeauna ca păpușile Barbie scoase din cutie, nu pot rezista tentației unui asemenea cadou. Pentru a confecționa un aranjament avem nevoie de tiul, folie colorată sau hârtie creponată în funcție de cerințele clientului, bețișoare din bambus, delicioasele jeleuri sau bomboane de ciocolată. Nu în ultimul rând să nu ne lipsească creativitatea, îndemânarea și dragostea de a crea aceste aranjamente dulci pentru oameni deosebiți. Nici darurile pentru domn nu sunt mai prejos și pentru Constantinii noștri se găsesc cadouri care mai de care mai atractive și, bineînțeles, dulci. O să vă arăt o figăruie dulce și nu este cu nici cu porc, nici cu pui sau ceapă sau mai știu eu ce, ci o figăruie cu foarte multe dulciuri pentru bărbați, că uneori ne mai fac zile amare și probabil că îi ajută, ca să zic așa, măcar de ziua lor să fie puțin mai dulci. Chiar dacă au mai rămas câteva ore până când le vom ura la mulți ani tuturor Elenelor și Constantinilor și nu ați apucat încă să cumpărați cadoul pentru cei dragi, stați liniștiți. Cât ai zice, la mulți ani, surpriza este gata!